Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. V-am promis încă de la începutul săptămânii o ediție specială în această seară. Din păcate sunt singur, colega Irina Stoian nu a putut ajunge, însă avem invitați de seamă la noi în această seară în studio. Știți că nume grele din politica din România au ajuns astăzi în Gorj, astăzi și mâine. Însă probabil cel mai greu dintre aceste nume se află la noi în această seară. Este vorba despre prim vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan. Bună seara, domnul Bogdan. Bună seara, mă bucur să vă revăd. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara Târgu Jiu, bună seara Gorj, bună seara Oltenia. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Alături de noi și domnul primar al municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, candidat al PNL pentru încă un mandat de edil la Târgu Jiu. Bună seara, domn primar, mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc pentru invitație și sunt mândru că sunt candidatul Partidului Național Liberal și susținut de domnul Rareș Bogdan. Da. Mi-am propus unele teme în această seară, mai așa, mai ușoare, mai light, că suntem în apropierea weekendului. De fapt, știți că pentru bucureșteni weekendul începe de joi seara, așa că o să vorbim și despre temele importante pe care le așteaptă toți gorjenii, pentru că domnul Rareș Bogdan este prietenul minerilor. Știți că i-a așteptat la realitate atunci când au avut acel marș de la Târgu Jiu până la București pe jos. Și alte chestiuni importante. O să vorbim și de banii de la Uniunea Europeană care trebuie să vină prin fondul de tranziție justă. Vedem și cum se vede România de acolo, de la Bruxelles, ne spune domnul Rareș Bogdan. Domnule Bogdan, foloseați des o sintagmă atunci când erați jurnalist, aceea de cercuri de putere și influență. Acum sunteți într-unul din cele mai importante cercuri de putere și influență din Europa. Din noua dumneavoastră poziție, ce credeți? De cine este condusă România? E condusă de președinte, de premier, de guvern, de parlament, foarte mult de parlament influențată politica și vreau să cred din tot sufletul că de oamenii onești din acest popor. Sigur că e condiționată și de anumite reglementări la nivel european, sigur că nu putem face ce vrem, dar în același timp putem fi beneficiarii banilor europeni. Că n-am reușit până acum. E altă discuție în 12 ani. Faptul că nu am reușit să facem ce au făcut polonezii sau ce au făcut ungurii chiar sau cehii e doar vina noastră, nu e vina Europei. Noi facem parte integrantă din Europa, mai trebuie să-i luăm și banii Europei pentru că până acum n-am părut că știm să facem, să exploatăm acest lucru. În același timp, cred că ar trebui să fim extrem de conștienți de valoarea noastră. Nu suntem cu nimic mai prejos decât francezii, decât nemții, chiar dacă ei sunt extrem de influenți. Nu suntem mai prejos decât austriecii. Trebuie să ne amintim că la un moment dat austriecii veneau la noi la muncă prin anii 36-38. Bun, asta vine și din doza dumneavoastră de românism. Că mi-ați și de optimism și de românism. Mi-ați anticipat următoarea întrebare. Cum se vede România de acolo, de la Parlamentul European? Se vede ca o țară care parcă nu a fost suficient de mult apărată și promovată. Se vede ca o țară cu un potențial uriaș, dar unde, din păcate, războaiele interne au dus la un izolaționism de neînțeles. Se vede ca o țară pe locul 6 în Europa, care la un moment dat a jucat major la nivel european și care poate în ultimii 30 de ani nu și-a recăzit cadența și nu și-a găsit un proiect veritabil. Singurul proiect major pentru care am luptat în acești 30 de ani a fost accesul la Uniunea Europeană, membru Uniunea Europeană
și intrarea NATO. Ei, aceste două caracteristici nu le folosim suficient, pentru că dacă le-am folosit, de exemplu, am explicat tuturor că suntem principala destinație pentru relocările care urmează a marilor companii occidentale care au fugit în Orient și care, din cauza crizei COVID, au văzut ce înseamnă să stai fără mănuși, fără măști, fără salopete, nu, acele combinezoane sau fără instalații de respirat artificial și s-au hotărât să se reîntoarcă acasă pe o politică globală la nivel european. Ei bine, România trebuie să înțeleagă și înțelege că va fi jucător în această relocare, adică va fi destinația relocărilor, pentru că avem mâna de lucru, avem platformele existente și avem garanția de securitate NATO și garanția, și garanția accesului liber, fără taxe vamale, prin apartenența la Uniunea Europeană. Deci eu sunt foarte încrezător, nu iau criza asta ca un dat care ne îngenunchează. Îmi dau seama că ne schimbă comportamentele, ne-au schimbat deja, dar o iau și ca oportunitate, dacă vreți. Și din această criză România trebuie să caute oportunitatea. În orice criză există oportunitate. Trebuie să știi să o valorifici. Noi putem să o valorificăm și sunt convins că o vom face. Iar dacă la sfârșitul mandatului meu de 5 ani de zile, care coincide cu sfârșitul unei guvernări liberale, că vom urma 5 ani, 4 ani și 3 luni mai suntem la putere, 100%, prin parteneriatul asumat cu președintele Iohannis, vom putea crește nivelul de absorpție a fondurilor europene măcar la 75-80%, dar de ce nu la 96-97% ca polonezii, înseamnă că am reușit. Și de ce vorbesc de absorpție? Poate vom vorbi despre asta mai târziu în emisiune, pentru că ține direct de dezvoltarea acestei zone în care ne aflăm. Corect. Chiar imediat abordăm chestiunea asta. Ați amintit de cadențe și o să vedeți cum stă cadența la noi în România. La noi în Gorj, mai exact. Venim așa, dinspre Bruxelles, spre Târgu Jiu. Domnule primar, când trebuia să fie gata centura municipiului Târgu Jiu? Centura municipiului Varianta Târgu Jiu. Varianta de ocolire, să zicem așa. În 2016, culme este cu finanțare importantă venită de la Uniunea Europeană. 70% din sumele alocate pentru centura municipiului Târgu Jiu provin din banii europeni. Deci, încă o dată, 2016. Atunci trebuia finalizată, domnul Rareș Bogdan, și abia acum înțeleg că aveam ceva vești bune pe... Săptămâna viitoare se semnează contractul la primăria municipiului Târgu Jiu pentru reluarea lucrărilor, pentru finalizarea centurii municipiului Târgu Jiu. Asta este și cea mai bună veste pe care am primit-o de la guvernul Partidului Național Liberal acum o lună de zile. Adică Ludovic Orban, Lucian Boluș. Exact. Când au fost prezenți la Târgu Jiu, ne-au anunțat câteva proiecte extrem de importante pentru Târgu Jiu. Cu termene exacte. Foarte la data exacte. De se va semna contract. La data de va porni licitația. La domnul Matei, așa. Vorbesc exact de celeritate și de transparență. Acum două luni de zile, la întâlnirea de la Novaci, domnul prim-ministru, împreună cu ministrul transporturilor, Și-au luat angajamentul că dacă vor avea posibilitatea să nu folosească calea de atac în instanță, nu o vor folosi. Știți foarte bine că în instanță, pe guvernarea... A fost cea mai tare chestie. Eu n-am mai auzit până acum se întâmplă așa ceva. Ca o instituție a statului român să nu mai atace în instanță o societate sau o procedură, să zicem, juridică, să nu mai apeleze la o procedură juridică pentru a nu mai întârzia repornirea lucrărilor. Domnul Matei, instituțiile statului nu sunt obligate. De aceea au juriști, de aceea au compartimente de specialitate să facă analiză pentru fiecare proiect. Corect, atunci când nu sunt în joc bani publici care se pot pierde, ci din contră să se câștige timp pentru demararea unor lucrări, totul este acolo ok. Era o mare problemă. Știți foarte bine că proiectele cu finanțare europeană pe exercițiu 2014-2020 au un termen de grație 2021. În condițiile în care guvernul României, prin instituțiile abilitate, uzau de această cale, exista riscul ca în 2021, atunci când noi trebuia să finalizăm centura municipiului Târgu Jiu, de fapt să finalizăm doar un proces între o societate care a demonstrat că a fost extrem de corectă atunci când s-a prezentat la această licitație. Tot o instituție a statului, pe vremea vechiului guvern, a anulat licitația. Deși societatea ulterior, corect,
mergând pe căile legale, a dovedit că a fost corectă. Că acel certificat de nonconformitate emis de către o instituție a statului a fost forțat. A fost forțat, da? Și de aceea apreciez. Asta înseamnă cu adevărat să ai o legătură corectă cu un guvern. Să faci parte dintr-un guvern. La Novaci, în prezența colegilor mei, i-am explicat domnului prim-ministru și ministrului transporturilor următorul lucru. Le-am spus, domnilor, în condițiile în care vom folosi calea de atac, veți folosi calea respectivă, apelul, procesul se va întinde până în 2021. Ce presupune acest lucru? Societatea, după părerea mea, oricum va câștiga acest proces. Centura, atât cât este ea executată, se va deprecia în timp. Poate să apară și posibilitatea ca la un moment dat societatea să te dea în judecată că a participat la o licitație pentru o lucrare care era într-un anumit stadiu în 2019, iar în 2020... Bun, nu reluăm. Știm problemele, da, știm ce s-a întâmplat. Dar a fost extraordinar că cei din Guvernul României, prin instituțiile abilitate, au renunțat. Corect. Și că, s-a ajuns în punctul în care să semnați contractul. Exact. Pentru că riscați, domnule primar, ca acele termene avansate de premierul Ludovic Orban în holul instituției prefectului, dacă nu ar fi fost respectate, să se întoarcă împotriva dumneavoastră ca și candidat al PNL și împotriva partidului ca un bumerang. Săptămâna viitoare, așa cum am și anunțat ca dovadă, astăzi, că se rezolvă, tocmai că se respectă aceste termene. Și asta este foarte important, că ești reprezentantul partidului care se află la guvernare. Eu știu cât de mult am suferit în cei 3 ani de zile, fiind primar al Partidului Național Liberal, cu un guvern ostil, cu un Consiliu Județean ostil, cu o majoritate covârșitoare de partea Partidului Social Democrat în Consiliul Local și cu 2 viceprimari care niciodată, dar niciodată, nu mi-au acordat sprijinul. E adevărat că pe perioada ultimilor 2 ani de zile am renunțat cumva la serviciile celor 2 viceprimari, delegând directorul de specialitate din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu o parte din atribuțiile pe care cei 2 viceprimari trebuiau să și le ducă la bun sfârșit. Corect. Da? Tocmai mă uitam înainte de a veni dumneavoastră și a începe emisiunea la emisiunea domnului Marius Tucă cu invitat domnul Rareș Bogdan și declarația domnului Rareș Bogdan. Ce-i spune în sănătate lui Marius, că îi trece printr-o perioadă complicată, are COVID-19, a fost internat, acum e acasă și să-i spunem sănătate. Și cu scuzele de rigoare, la mulți ani pentru ziua de ieri. Mulțumesc frumos. Să aveți parte de împliniri. Doamne ajută. Spuneați că e greu la putere. E greu la putere pentru că trebuie să faci în timp scurt tot ceea ce n-au făcut alții într-o perioadă extrem de lungă. Cred că pentru Oltenia e și mai prezent acest lucru, pentru că eu n-am să înțeleg, e pentru mine una dintre nedumeririle esențiale, cum în aceeași țară, cu același popor, cu aceiași oameni, cu o diferență infimă sau lipsită sau inexistentă între dobrogeni și moldoveni, între moldoveni și ardeleni, bănățeni, olteni sau munteni, să existe diferențe atât de mari între orașe care s-au dezvoltat și județe care s-au dezvoltat într-un mod incredibil și altele care abia reușesc să-și plătească cheltuielile de administrare. Adică, știți, în România există dintre regiuni, 2 regiuni de dezvoltare la nivel european, care sunt top 10 regiuni dezvoltate ale Europei, alături de Bavaria, Baden-Württemberg, Lombardia, Catalunia, deci cele mai bogate regiuni din Europa. Și de asemenea există Saxonia și de asemenea există alte 2 regiuni din care, din păcate, o spun, una dintre ele este aproape de neînțeles că se află în această poziție, că cealaltă, să spunem că e la periferia, e la marginea estică a Europei și cumva e vina noastră că n-am reușit să facem trecerile peste Carpați suficient de rapid, umblăm încă pe vechile drumuri romane sau făcute de Austro-Ungari în urmă cu 100 de ani, 100 și în 100 de ani de unire, de mare, de Românie mare, n-am reușit să facem lucrul ăsta. Și atunci cumva zona sudică a Moldovei era greu să o ridicăm fără astea. Dar dacă dumneavoastră mă lămuriți ca om al locului sau poate domnul primar, cum Oltenia, care are un potențial fabulos, să fie în acest top al celor mai sărace regiuni din Europa, din punct de vedere al nivelului de trai,
al venitului pe cap de locuitori, al dezvoltării, ei lucrul ăsta n-am să-l înțeleg. Nu, pentru nici, că... nici noi, pentru că trebuie să vă mărturisesc din punctul meu de vedere atunci când trec spre Oradea, Cluj, Alba Iulia, Sibiu, Sibiu. Sunt în altă țară. Sunt în altă țară. Ei, eu spun că suntem în aceeași țară, dar unele sunt administrate într-un mod vizionar, curajos, prin atrugerea de bani europeni, iar celelalte sunt păstrate parcă într-o sărăcie și într-o situație în care populația trebuie să fie manipulată. Eu asta cred că au făcut. Corect. Președinții de Consilii Județene din Oltenia, care sunt de 30 de ani exclusiv liberali, exclusiv socialiști, de 30 de ani exclusiv socialiști și la Gorj, și la Dolj, și la Mehedinți, și la Olt, unde Dumnezeu, la un 94 de primari din 106 sau din 109, la Vâlcea a mai fost alternativă, dar puțină, să sperăm că acum va fi alternativa creată. Gândiți-vă că toate aceste județe sunt conduse de socialiști de 30 de ani. Trebuie să nu aduci bani, să fugi de bani europeni care stau, să ajungem la nivel de absorpție rușinos la nivel european. De ce nu luăm exemplu Poloniei? De ce primarul nostru cu 4 consilieri, având împotriva lui președintele Consiliului Județean, prefectul 3 ani și 3 luni, guvernul, a reușit să facă lucruri incredibile și are acum bazele, pentru că eu de asta le spun tuturor din Târgu Jiu, oameni buni, votați-l, pentru că în momentul ăsta intră într-o perioadă astrală, într-un adevărat plan Marshall pentru România. 180 de miliarde negociate de președintele Iohannis la Bruxelles, bani care intră în România într-un adevărat plan Marshall de dezvoltare. Acest fenomen al relocărilor de industrii din Orientul îndepărtat spre România, marilor corporații occidentale, primul pas, dar aici e zona, România. De asemenea, parteneria cu guvernul liberal, parteneriat cu Parlamentul României și cu parlamentari influenți, Dan Vâlceanu și alții de aici, de-ai locului, da? Parlament cu șeful delegației parlamentarilor europeni, eu, în persoana mea, dar și cu ceilalți, de la Vasile Blaga, la Siegfried Mureșan, la Cristian Bușoi, la Ghiță Falcă, plus o chestiune fantastică pe care o face Marcel Romanescu și pe care toată lumea nu știe, pentru că el este foarte modest și cu un bun simț incredibil. Parcă ai, din punctul ăsta de vedere al prezentării proiectelor, nu prea are aer de oltean. Eu sunt mai oltean ca el pentru că vorbesc de ceea ce realizez. Oltenii sunt oameni care au această cutezanță fabuloasă. Ei, românească, frumoasă, creștină. Ei, gândiți-vă, Marcel Romanescu, pune mâna pe telefon? Ce face Emil? Ce faceți, domnul Boc? Cum ați reușit asta? Ce face Alin, președintele Consiliului Județean, da, Cluj? Ce faci, Nea Ilie? Cum ai reușit să transformi Oradea într-un mod radical în doar 3 ani de zile? Sună la președintele Consiliului Județean Sibiu, la George Scripcaru la Brașov, la Alba Iulia, nu doar la Mircea Hava sau Ion Dumitrici, ci la ceilalți colegi, într-o relație directă cu liderul nostru de la cameră, cu Florin Roman, de asemenea cu Gheorghe Robu, cu primarii noștri de la Oancea, de la Arad, cu Popa de la Reșița. Toți ăștia sunt oameni cu care Marcel Romanescu nu trebuie să intervină prin cineva. Alo, Florin Câțu, nu sună Marcel, sună Dan Vâlceanu. La Oros îl sună Marcel direct. Pe ministrul dezvoltării, Ionuș Ștefan, la premierul Orban, da, care răspunde la telefon sau dacă nu răspunde, sună înapoi. Adică aici e o parteneriat, o simbioză extraordinară și eu am spus că e un moment astral pentru noi. Iar oamenii sper să se cupleze, pentru că România va intra într-o altă evoluție. Pentru următorii 4 ani, 8 ani de zile, va rupe în sfârșit acest prag al unei decadențe forțate de către edilii socialiști sau de către președinții de Consiliul Județene Socialiști, care unii dintre ei, eu nu cred că au fost neapărat rău intenționați, cred că n-au știut, n-au avut știință, iar alții au fost suficient de ticăloși încât să țină populația în sărăcie, în lipsa speranței de mai bine, tocmai pentru a o controla, pentru a o speria, pentru a accesa fricile împotriva lor și pentru a obține votul atunci când, din când în când, gândiți-vă că acum urmează 4 ani și fără alegeri. Da, sunteți extrem de optimist. Foarte optimist. Sunt optimist pentru că știu ce urmează și știu cum ne putem cupla la aceste motoare de dezvoltare la nivel european. Știu ce înseamnă acei 80 de miliarde negociați de Klaus Iohannis să ajungi de la 32 de miliarde la 80 prin negociere directă cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, cu Angela Merkel al Germaniei, cu Emmanuel Macron al Franței, cu premierul Conte al
cu Rutte al Olandei, cu Conte al Italiei. Toate lucrurile astea le-au făcut în 5 zile, 4 nopți de negocieri intense. Am fost acolo, chiar dacă n-am participat în acel conclav al zeilor puterii din Europa. Dar am fost acolo, am putut urmări și poate la un moment dat președintele va vorbi despre modul în care a negociat fabulos această sumă. Ei, Marcel Romanescu cuplează Târgu Jiu. Haideți să cuplăm și Gorjul, haideți să cuplăm toată Oltenia, pentru că știți cum e? Eu îmi spun așa, zona dunăreană este această zona a județelor dunărene care parcă sunt într-un alt secol, într-o altă epocă, într-un feudalism din ăsta, din anumite puncte de vedere. Brăila, Galațiu, Constanța, Giurgiu, Oltu, Teleormanu, adică tot ce vine pe Dunăre, parcă care... întâmplător sau nu, au fost exact ca și Gorjul sau Doljul, conduse de socialiști, sunt într-o stagnare din asta, în care lumea nu vede dar că se poate altceva. Dar nici n-am auzit că există o strategie pentru, cum a spus dumneavoastră, eu vă spun pentru ceva. Zona Dunăreană. Vă spun, eu sunt ardelean. Eu sunt cu bunici, cu străbunici, vin din, pentru mine, Dobrogea, Oltenia, toată zona dunăreană sau Moldova sunt la fel cu Maramureșul, cu Clujul meu, cu Alba mea, cu județele de acolo, cu Bihorul sau cu Sibiu. Pentru că atunci când vom înțelege că această țară e puternică doar împreună, că acest popor are o șansă uluitoare, nu doar prin număr, ci prin calitățile pe care le avem. Știți, aș explica extrem de mult oamenilor de aici ce șansă fantastică au prin efigia aceasta uluitoare a lui Brâncuș. Nu e doar un simbolism aici. E vorba de a transforma, îl transforma pe Brâncuș în ceea ce au făcut cei de la Figueras din Spania cu Salvador Dalí. Sau ce au făcut cei cu Muzeul Guggenheim de la Bilbao. Sau toate lucrurile astea au transformat comunități. Aici îl aveți pe Brâncuș, aveți mănăstiri uluitoare, aveți turism de agrement, aveți produse bio și tradiții fantastice. Și pe lângă asta aveți mineritul care nu va muri și să fie lucrurile foarte clare. Vorbim sigur acum că CNLO are 12.000 de salariați și numai are 28 sau 40.000. Dar aia 12.000 înseamnă pe industrii colaterale, pe orizontală, 30.000. Iar corect, cu tot cu populația, chiar mai mult. Chiar da. Cu tot cu soții, cu părinți, copii, acestor, da. Ajungem la 80-100.000 de oameni. Exact. În contextul Green Deal am văzut o felul de comentarii. Oameni buni, nimeni nu-și va permite să creeze nicio pungă de sărăcie, nicio bombă socială în Europa. Nu va putea să facă așa ceva. Nici în Polonia nu vor face, nici în Croația, nici în Spania, nici în Germania, în bazinul Rurului și nici aici, în zona Olteniei. Dar cum se poate, domnule Rareș Bogdan, ca Polonia, spre exemplu, să fie atras mai mulți bani ca noi. Noi avem pe fondul ăla pentru o tranziție justă 4,45 de miliarde. Pentru mine e un pic confuz unde, spre ce zone se vor duce acei bani, spre ce zone din punct de vedere economic. Păi, la în primul asta rând trebuie să vină spre dumneavoastră, sunteți o zonă. Deci da. CNLO și ceea ce înseamnă industria din această zonă minieră e o zonă, zona Munților Apuseni pe aceeași linie e o altă zonă și a treia este, cred că, Maramureșul, de zona, da. Zona Maramureșului. Pentru că aceste zone, sigur că se caută alternative, e normal să caută aceste lucruri, dar nu se pot transforma minerii de mâine în hangi cu toții sau în crescător de, sau un culegător de ciuperci și de fructe de păi pădure. Păi asta am perceput, domnule Rareș Bogdan, în sensul că... Poate ai percepția... Păi nu, așa... Nu, așa... Nu se vor... Așa a fost mesajul până acum. Nu. Poate n-a fost suficient de explicit. În sensul că, domnule... În primul rând e tranziție. Tranziție înseamnă că nu e într-un 6 luni, în 3 luni, într-un an de zile, gata, se pun... Și înseamnă 12, 15 ani, 8... La nivel european... Gândiți-vă că proiectul Green Deal, de care s-a discutat atât înainte de COVID, că acum COVID a dat peste cap această proiecție fantastică pentru 5 ani de zile, nu înseamnă că va fi o în care se investesc 100 de miliarde. 100 de miliarde în primă fază, apoi ajungem la 1000 de miliarde. Nu e un proiect care să dureze un an de zile sau 2 ani de zile sau 3 ani de zile și în care oricum marile familii europene se războiesc.
Verzii și Renew cu noi, cu popularii care suntem mai conservatori, mai apropiați, care înțelegem și problemele industriei și din Germania, și din Franța, și din nordul Italiei și și din România, pentru că suntem totuși la doi pași de doi, de Dacia Renault, de Ford, mari producători de care, în care, fără care industria României, PIB-ul României ar suferi o corecție de 2-3%, enorm la nivelul unui PIB de țară. Deci oamenii trebuie să înțeleagă asta și mai ales noi, da, să le oferim alternative împreună cu oameni vizionari prin crearea de parcuri industriale care să-ți atragă industrii alternative pentru oamenii ăștia, dar asta nu înseamnă că dacă se întâmplă toate lucrurile astea, de mâine sau peste o lună sau peste un an, cineva pune lacăt pe un complex de talia CNLO. Nu, îl salvezi, nu-l închizi, îl salvezi, îl reconfigurezi, îl regândești. Da. Eu am vorbit mult cu minerii. Dacă vă amintiți, știu. Am fost realizatorul de emisiuni centrale care i-am primit în emisiuni, corect, care am vorbit cu ei la telefon. Asta am spus la începutul emisiunii și... Și acum vorbesc cu foarte mulți care îmi scriu, să știți, din societatea civilă de aici și din societatea civilă din chiar i-am ajutat pe un om pe care îl consider prieten, pe Vali Pieptănaru, l-am ajutat pentru că a avut o problemă uriașă împreună cu alți 20 de gorjeni și vreo 100 și ceva de olteni, au lucrat împreună într-o țară nordică și au avut mari probleme acolo. Și am intervenit și le-am dus petiția împreună cu Ghiță Falcă și cu Vințe și cu Eugen Tomac. Le-am dus petiția la nivelul comisiei și se va discuta și se va rezolva problema lor. Dar asta nu se putea fără un parteneriat. Ei bine, vorbesc cu oamenii ăștia, vorbesc cu cei nu o să vă dau nume să nu le creez probleme, dar vorbesc cu lideri de sindicat. Păi nu, minerilor și energeticienilor, știți de ce le este frică, domnule Rareș Bogdan? Se vorbește despre acel plan de restructurare. Oamenii când aud de restructurare se gândesc la anii 97, minerii, 97-99, când știm cu toții ce s-a întâmplat. Nu se mai pot, dar acum zic așa, păi ce zice planul de restructurare? Se vor închide unele capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, adică implicit și carierele pe cărbune, nu? Și se vor transforma acele grupuri energetice din producție pe cărbune pe gaze. Atunci nu va mai fi nevoie de noi, ca mineri, să mai scoatem cărbunele, nu? Da. Și oamenilor le este frică, le este teamă. Lucrurile se întâmplă în timp, nu se întâmplă fără alternativă. Nimeni nu exclude și nimeni nu poate să facă un astfel de proiect la nivelul Europei fără să înțeleagă problema socială, problema alternativei pentru acești oameni. Și cine vorbește despre scenarii apocaliptice în care CNLO sau alte capacități din alte mari structuri din România se închid peste un an sau peste 6 luni sau peste... O fac doar dintr-o manipulare ieftină și pentru a se da frica în inima unor oameni care n-au nicio vină că s-au născut în această parte și care își iubesc meseria. Deci nu se pune problema de așa ceva. Ei știu foarte bine că mulți dintre liderii lor de sindicat au participat și vor participa la discuții, iar în această zonă este un ministru care e oltean, un ministru al energiei și economiei care înțelege foarte bine această problematică. De asemenea, au un parteneriat la Bruxelles, există un europarlamentar din Oltenia, Marija Marinescu, pe lângă mine, pe lângă Siegfried, pe lângă ceilalți colegi și de asemenea Cristian Bușoi, deci doi olteni, poftiți. Da. Cristi Bușoi din Mehedinți, Marijan e din Craiova, din Dolj. Deci oamenii ăștia noi nu vom sta cu mâinile în sân să ne uităm cum vin și Uniunea Europeană. Să știți, sau Comisia Europeană, nu vine executivul construcției europene, nu vine cu chestiuni care să taie în carne vie de la oră la alta, de pe o zi pe alta, de la o lună la alta, de la un an la altul. Sunt proiecte pe termen lung, proiecte care întotdeauna au și o parte de alternativă, niciodată. Nu se închide ceva anulându-se șansa acelor oameni de a face alt lucru. Și repet, ca să le spun tuturor minerilor extrem de clar, pentru că am un respect fantastic pentru ei. Oameni buni, nimeni nu vă va transforma în culegător de busuioc, de levănțică, de ciuperci și de fructe de pădure, ca să lucrurile să fie foarte clar, și nici în hangi, că nu toți putem fi hangi. Deci ca să vă liniștiți, tot în domeniul dumneavoastră veți lucra.
Da. Domnule primar, vorbește domnul Rareș Bogdan despre municipiul Târgu Jiu mai frumos decât unii dintre candidați. Pentru că, iată, bine, noi știm că e iubitor de brâncuși, dar am văzut acum niște proiecte ale unor candidați așa science fiction, fantasmagorice, ireale. Dar culmea este că niciunul din acele proiecte nu îl include pe brâncuși. Ba din contră, am văzut tot felul de idei de nu știu ce parcări supraetajate pe axa Brâncuși. Dar nu știu acești oameni că axa Brâncuși este într-un proiect de care a și început, practic, e clar ce se face acolo. De unde le vin astfel de idei? Domnul Matei, mă minunez în toată această campanie de 30 de zile, la unele dintre proiectele pe care le-am văzut scoase la lumină de către contracandidații mei, ar trebui în primul rând să mărim suprafața municipiului Târgu Jiu, adică ar trebui să fie până la limita cu Vâlcea, până la limita cu Severinu, adică să avem tot teritoriul. N-au cum să le încadreze nici măcar ca dimensiune. Pe de altă parte, am văzut iarăși proiecte ale contracandidaților mei pe domeniul privat. Adică pe terenul dumneavoastră, la un moment dat eu vin și spun, de mâine, fără niciun fel de problemă, voi construi telegondolă sau voi construi, nu știu, altă o clădire. Deci, mă minunez, însă, am, după experiența anilor trecuți, îi știu pe Târgu Jiu ca oameni extrem de inteligenți. Sunt sigur că vor primi acasă sau, na, li se vor transmite aceste materiale, le vor analiza, însă vor alege să meargă pe ceea ce este real. Eu în toată această campanie electorală n-am făcut altceva decât să-mi prezint și astăzi proiectele pe care le-am realizat sau proiectele fezabile pentru viitor. N-am venit să spun, așa cum procedau contracandidații mei, așa arată Târgu Jiu, așa va arăta. Nu, eu le spun exact. Asta este strategia mea. Am plecat, am pus-o pe o direcție bună. Din punctul meu de vedere, astăzi Târgu Jiu are alocate, prin contracte semnate, 70 de milioane de euro. Atât avem acum. Să nu uităm că pe exercițiu financiar 2014-2020, pentru Târgu Jiu au fost alocați 60 de milioane. Am luat încă 10 milioane din rezerva care s-a constituit la nivelul zonei sud-vest Oltenia. Deci avem în plus 10 milioane pe proiecte în rezervă pe care le-am depus la momentul acela, mergând pe ideea că s-ar putea să nu se consume în integralitate această sumă la nivelul Olteniei, pentru că se împarte la nivelul Olteniei și am beneficiat de încă 10 milioane de euro. Mai mult decât atât. Pe înțelegerea pe care am găsit-o la Guvernul României și mai ales la ministrul Boloș, ministrul Fondurilor Europene, Târgu Jiu pe exercițiu financiar 2020-2027, a apărut și documentul oficial, are alocați încă 115 milioane de euro. Deci din 2020 până în 2027 va fi o infuzie de capital în Târgu Jiu de aproximativ 200 de milioane de euro. Raportat la bugetul nostru, în aceeași perioadă de timp, dacă mă raportez la ce a fost în trecut, din bugetul local, pe zona de investiții, pentru că aici vorbim doar de investiții, da? Noi putem să alocăm 42 de milioane. Și aici vin și spun și confirm ceea ce spune domnul Rareș Bogdan. Nu ne putem dezvolta dacă la un moment dat nu avem curajul să mergem în această direcție. Deci în următorii 7 ani din bugetul local putem să finanțăm investiții în valoare de 42 de milioane de euro și avem semnate contracte de 70 de milioane de euro plus încă 115 milioane care ne sunt alocate. Doar trebuie să depunem proiecte. Da? Este un sprijin de care n-am beneficiat până în acest moment. Știți foarte bine că singura finanțare, și am dat întotdeauna exemplu, singura finanțare europeană pe care am primit-o era pentru un cămin de la Bârsești, care astăzi este o ruină. Cred că va rămâne muzeu. Da? Voi încerca la un moment dat să găsesc resursele necesare pentru că Uniunea Europeană nu va mai finanța acel cămin. Corect, da. Ne-a dat banii, da. N-am fost în stare, i-am dat din bugetul local. Trebuie să le spunem cetățenilor municipiului Târgu Jiu că din bugetul lor, din bugetul pe care l-au constituit prin taxele și impozitele cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, am dat înapoi 20 de miliarde pe o clădire care astăzi nu este funcțională. Da? Avem 70 de milioane. Trebuie să avem liniște și trebuie să avem, să mergem pe modelul municipiilor dezvoltate. Pe mine nu mă interesează ceea ce modelul se întâmplă în Oltenia. Cluj, Oradea, Cluj, Timișoara. Eu pot să-l iau ca exemplu
Da. Alba Iulia. De ce vă spun Alba Iulia? Da. Pentru că e un oraș similar cu noi. Alba Iulia are aproximativ 100.000 de locuitori, așa cum are și Târgu Jiu. Da. Nu vreau să mă uit neapărat la Oradea. Da, pentru mine Bolojan, Robu și Boc sunt modele de primari. Și nu numai pentru mine, sunt sigur că pentru toți primarii din țară. Că vrem sau că nu vrem să recunoaștem acest lucru, sunt modele pentru noi toți. Dar vine o perioadă de 4 ani de zile și lăsăm la o parte fondurile europene. Târgu Jiu are o mare, mare șansă. Așa cum a avut neșansa ca 3 ani de zile să aibă un guvern în opoziție față de mine sau față de partidul din care eu proveneam, este clar că și PSD-iștii, marea lor majoritate, pentru că mă întâlnesc în discuțiile pe care le-am în această campanie electorală, mă întâlnesc și cu oameni care au o altă opțiune, cel puțin pentru primăria municipiului Târgu Jiu, și care îmi spun foarte clar, veți fi la guvernare, voi veți guverna pentru următorii 4 ani de zile. Atunci, dacă știm și toți suntem conștienți că vom avea un guvern liberal 2020-2024 cu un președinte dat de Partidul Național Liberal și care a sprijinit și sprijină în continuare guvernul Partidului Național Liberal, de ce nu ne urcăm și noi în această cursă? De ce nu profităm? Vă dau un argument. Sunt singurul primar în momentul de față, reședință de județ din toată Oltenia. Șansele sunt foarte mari ca lângă mine să mai apară poate încă un coleg. S-ar putea încă un coleg, îmi doresc cât mai mulți, dar s-ar putea să fim doi primari reședință de municipiu în Oltenia. Credeți-mă, în momentul în care te uiți spre Oltenia, indiferent ce am crede, suntem în felul nostru subiectivi. Partidul Național Liberal și-a ajutat și am demonstrat în ultimele 9 luni de zile cât m-a ajutat pe mine. Și nu neapărat pe mine ca primar, cetățenii municipiului Târgu Jiu. Vă dau câteva exemple. Casa de Cultură a Sindicatelor, recuperată de mine, finanțată de guvernul Orban. Centura municipiului Târgu Jiu, care în 2019 avea licitația anulată de vechiul guvern. S-a rezolvat în 9 luni de zile, săptămâna viitoare semnăm contractul. Încă o dată, eu nu vorbesc, aici nu prezint studii SF, nu prezint proiecte SF. Chiar vreau să vă întreb, n-ați venit cu niciun proiect dintre ăsta SF. Nu vin. De ce să mizeze târgujenii pe dumneavoastră? Tocmai pentru asta, pentru că sunt un om extrem de serios, domnul Matei. N-ați desenat nicio chestie suspendată așa peste Târgu Jiu. Primesc în fiecare zi zeci de cetățeni. Toți știu că cetățenii în Târgu Jiu, că chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de pandemie, între 9 și 11, în fiecare zi, în sala de consiliu, nu-i mai primesc la mine în birou, pentru că am încercat cumva să tratez subiectul cu seriozitate, dar îi primesc la mine. Și de fiecare dată, astăzi m-am întâlnit cu cetățenii cu problemele de la Bârsești, cu groapa de gunoi, da? Și le-am spus, prefer să vă spun adevărul în față, decât să vă spun astăzi, chiar dacă suntem înainte de campanie electorală, un lucru și peste 2 săptămâni, după ce voi fi din nou ales ca primar al municipiului Târgu Jiu, să vă spun, a fost doar o promisiune de campanie electorală. Le-am spus exact ce gândesc. Prefer în fața omului să-i spun ce gândesc, chiar dacă nu-i convine. De multe ori, răspunsurile pe care le primește de la mine nu sunt tocmai satisfăcătoare. Dar s-ar putea să-l pună în situația de a găsi o altă rezolvare. Nu vreau să-i mint. V-am spus, centura municipiului Târgu Jiu este finanțată, se semnează contractul, Casa de Cultură, podul de la Lainici, pentru că aici vorbim de mediul de afaceri. De la Ilie Bolojan am primit 4 societăți care au venit la Târgu Jiu, pentru că acolo cu adevărat este o presiune fantastică. Un număr foarte mare de locuri de muncă care se creează anual. Și la un moment dat, domnul Bolojan, primarul de la Oradea, a spus, Marcel, am 4 societăți care vor să vină spre Târgu Jiu. Personal le-am primit. M-am întâlnit și mi-am spus, domnul primar, cu mare drag, am văzut deschidere. Aveți un nivel de impozitare foarte bun. Să nu uităm că în 2017, când am ajuns primar al municipiului Târgu Jiu, PSD-ul impusese o taxă pe clădirile nerezidențiale de 1,5%. Cea mai mare din țară. Am ajuns în momentul de față să avem 0,9%. Culmea este alta, domnul Matei. Exact ca în perioada când s-a diminuat TVA-ul. Încasările la buget nu au scăzut deloc. Pentru că oamenii de afaceri, păi din contră, pe o taxă scăzută, au zis, s-au gândit la altceva, poate. Bă, da, dacă vine PSD-ul din 2020 încolo. Nu, și-au făcut raportele de evaluare a clădirilor și au plătit cei 0,9. Și-au plătit 0,9. Da. În momentul de față, nivelul plăților la oamenii de afaceri din Târgu Jiu este de 98% pe această taxă, pe
acest impozit care s-a impus. Pentru că oamenii au înțeles că există în momentul de față deschidere din partea autorității publice locale. Dar, și revin la ultimul subiect, nu puteau să vină nici de la Oradea, nici de la Cluj, nici de la Timișoara, nici de la Alba Iulia, pentru că guvernul PSD a finanțat un drum de la Bumbejiu la Petroșani fără să ia în calcul un pod care astăzi are gabaritul limitat la 20 de tone. Deci da, știți foarte bine că trăiți ca și mine în același acolo. Județ. Da? Acolo... Și guvernul Orban a finanțat, se semnează în acea zi, în ziua în care semnăm da. Reluarea lucrărilor pe centură, se semnează și contractul pentru reabilitarea acelui pod. Am înțeles. Pentru capacitate. Trebuie să luăm un singur minut de publicitate. Revenim imediat, că mă ceartă telespectatorii pe aici, să fiu mai caustic, mai incisiv cu întrebările, fără amenajamente. Prea sunteți ascultători și nu mă recunoaște lumea. Zic că... Va ține la bătaie. Cunosc cererea asta că o aveam frecvent. Da. Dacă vrei să dialoghezi normal uneori, oamenii zic, nu, domne, de ce nu? Da. Ok, luați-ne, dați-ne pe, da. Cu capul de birou. Partea a doua, în ultima parte, de fapt, a emisiunii, o să fie un pic mai hardcore, că avem niște... Avem niște declarații din trecuta ale domnului Rareș Bogdan. Imediat, un minut, revenim. Sunt primarul Oradei Ilie Bolojan. Sunt de 3 mandate primar la Oradea. Și unul din lucrurile importante pe care le-am realizat în acești ani a fost să atrag sume importante din bani europeni care se schimbe fața orașului. Dar asta pentru că am avut proiecte pregătite. Colegul și prietenul meu, Marcel Romanescu, la Târgu Jiu, n-a avut această șansă în primul mandat. Pentru aceasta a trebuit să se zbată, să atragă bani europeni în așa fel încât să aibă resurse cu care să schimbe fața municipiului Târgu Jiu. Am încredere că, având această experiență de până acum, dovedind că poate schimba fața municipiului, îi veți acorda încrederea pentru al doilea mandat, în așa fel încât proiectele pe care le-a pregătit până acum să devină realitate în anii următori. Am revenit, suntem în ultima parte la a patra putere, invitații mei din această seară, prin vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan și primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, candidat pentru un nou mandat de edil al Târgu Jiului. Dar să știți că aveți audiență, eu am primit pe telefon și nu toată lumea are numărul meu de telefon, deși le are multă lume, am primit vreo 30 de mesaje de la oameni care se uită la emisiune. Și pe unul vreau să-l și salut în mod special, pentru că e un lider de sindicat care s-a bătut enorm pentru oameni, domnul Bunoaică, care îmi și transmite salutări aici, dar sunt mulți oameni, și profesori, și oameni, și mineri, care se uită. E mult pentru un număr de telefon privat, nu unul public. Faptul că mi-au scris atâția oameni înseamnă că se uită la ora asta. Domnule Rareș Bogdan, știți foarte... 7 jumate și ați avut și știrile, ați fost peste știrile Pro TV și Antena 1. Da, dumneavoastră știți foarte bine de când conducea Ziua de Cluj, că presa locală e mai documentată și mai aplicată decât presa națională, de multe ori este superficială. Cam da, atunci când vorbim de anumite județe, uneori da. Păi știți că m-a ajutat că am venit din presă locală. Păi cum? În Ardeal a fost, cred că, cea mai puternică presă de investigații din România. A fost. Păi citeam puternic. Ziua de Cluj, Bună ziua, toată rețeaua. De cap multora. Da. Bun. Avem un mesaj sensibil și după aia trecem la chestii urâte. Că asta ne cer telespectatorii. Foarte bine. Avem un mesaj de la Nichi Simionescu. Vă și spun cine este. Vă salută și vă întreabă ce v-a determinat să promovați o temă a persoanelor cu dizabilități pe o televiziune națională. Au fost de la noi, de la Gorj, la un moment dat, 3 persoane cu dizabilități împreună cu domnul Dan Vulceanu la dumneavoastră. Și atunci, vă... Da, atunci când ești realizator de TV, chiar dacă eu nu mai fac meseria asta de ceva timp, dar mi-e dor enorm de ea,
În momentul în care oamenii apelează la tine, fie că e vorba de chestiuni legate de diverse dizabilități sau probleme ale unor copii, fie că e vorba, nu te gândești la audiență. Gândești cum poți să-i ajuți pe oamenii respectivi. Unul dintre cei care au fost atunci, țin minte că a dorit să vină, m-a sunat la câteva luni distanță și a mai venit în emisiune. Nu mai amintesc numele, dar dacă caut în telefon, îl găsesc cu drag. Eu am fost foarte deschis și de asta pe oriunde mă duc, prin țară, găsesc oameni care au apelat la, când eram jurnalist la emisiuni și uneori am și rezolvat probleme. În cazul Gorjului, țin minte perfect, de asta am rămas într-o relație bună cu domnul Bunoaică și cu alți oameni de aici, lider de sindicat, influent, pentru că era de multe ori singura fereastră deschisă, oamenii ăștia stăteau în greva foamei. Nimeni nu-i băga pe vreo televiziune națională, toate televiziunile se făceau că nu văd, sau presa centrală. Și eu intram cu ei seară de seară în direct de acolo. Nu era puțin. Nu. Au venit într-un marș pe jos la București. Și au fost la mine în platou. Au venit în platou când au ajuns la București, dar tot așa în fiecare seară intrați în direct cu ei. Dacă eu reușesc să-mi câștig respectul în politică după ce voi putea face lucrurile pe care mi le propun, la fel cum mi le-am câștigat în presă, credeți-mă, nu știu dacă vor fi mulți politicieni la fel de puternici ca mine. Deocamdată trebuie să dovedesc și în politică încrederea pe care oamenii ăștia mi-au acordat-o în presă. A fost o chestie de reciprocitate. Păi avem două chestiuni acum mai sensibile așa. Una este următoarea. Plus că mi-am notat că n-am salvat videoclipul, totuși suntem cu... avem și o doză de bun simț aici. Ferecați ușile PSD-iștilor. Da. Știți câți primari a importat PNL Gorgi? Vă spun ceva. Și alți oameni și așa mai departe. Nu numai PSD, și PNL Iași și PNL Cluj chiar... Nu cred la dumneavoastră, acasă au făcut așa ceva, au cutezat. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, președintele Consiliului Județean, de vreo 8 ani, a luat și el vreo, nu știu, 80. Să sperăm că e un episod care se va încheia, să sperăm că cei care s-au întors, că unii dintre ei sunt oameni care au plecat de la noi la PSD, șantajați, condiționați de fonduri, de alte lucruri, au plecat cu ordonanța 55. Adică din cei 114 sau 116 care au venit în această perioadă, 88 sunt oameni care practic se întorc, fost primari PDL, PD sau PNL și care se întorc acasă. Eu am spus o chestiune, că sper să fie un ultim episod, m-am bucurat să văd că într-o conferință de presă acum vreo săptămână a zis și președintele același lucru, dumne, un episod care să sperăm că s-a încheiat. Eu cred că dacă nu vom introduce mandatul imperativ, exact după modelul consilierilor care își pierd mandatul, dar un mandat imperativ direct, cel care intră ca deputat, ca senator, cel care e câștigă într-o... nu poți să te... poți să te reorientezi. Nimeni nu spune că... Spunea Țuțea, citându-l pe Georges Clemenceau, o chestiune foarte colorată, dar foarte dură. Cine până la o anumită vârstă nu este de stânga, poate are sufletul ceva mai rece. Dar cine după 28-30 de ani rămâne de stânga, el spunea extrem de dur, eu nu pot fi la o televiziune cu o audiență foarte mare din ce văd, este într-un alt fel foarte colorat. Ei, eu vin și spun o chestiune. Dom'le, dacă odată oamenii ăștia, am înțeles, eu n-am susținut și nu susțin și cred că traseismul este o boală, poate cea mai perfidă și mai ucigătoare boală pentru democrația românească. Dar am înțeles acum, s-au întâmplat lucrurile astea și la ea, și la Cluj, și la... Hai să terminăm o dată și să ne, după ce se termină alegerile astea și vin parlamentarele, să încercăm toate forțele politice împreună cu societatea civilă și dumneavoastră presa să găsim formula prin care să interzicem genul ăsta de trecere. Pentru că e o chestiune, cine trădează o dată, trădează și a doua oară, de cele mai multe ori. Așa spun proverbele, eu mă iau după proverbe. Și doi, repet, să considerăm că ăsta a fost un episod care... e irepetabil, pentru că ce s-a întâmplat acum spre PNL e periculos că se poate întâmpla în sens invers peste 2, 3, 4 ani de zile, când firesc, că nu stai la putere 200 de ani. Dar PNL-ul știe asta, că i s-a întâmplat asta. Nu, ni s-a întâmplat cu 550 de primari sau aproape 600 de primari în 2016. Ordonanța 55, Ordonanța 55 a luat aproape 600 de primari, Liviu Dragnea i-a mutat pur și simplu de la noi. Pe alții, și aici avem un primar. Eu vă spun ceva, nu vreau să scuz pe nimeni. Pentru că oamenii care au rezistat sunt oameni puternici. Pe Marcel Romanescu au fost niște presiuni înfiorătoare.
El a rezistat pentru că într-un oraș mare, un caracter mai puternic și a avut sprijinul și sprijinul bunului Dumnezeu deasupra lui. Dar e un om mai tare, e mai oțelos așa. Sunt oameni mai puțin puternici, sunt oameni care au fost condiționați, care au fost șantajați la propriu, prin pierderea locului de muncă pentru copii, prin distrugerea afacerilor familiei, prin condiționări legate de soție, foarte urâte. Deci PSD a acționat într-un mod barbar, feudal, de-a dreptul, cu mulți primari. Dacă Marcel ar vorbi despre condiționările la care a fost supus, despre faptul că practic au vrut să-l bage într-un colț cu patru deputați, cu patru consilieri, să conduci un oraș de 100.000 de locuitori, având împotriva ta doi viceprimari și tot Consiliul, nu e simplu. Și a construit majorități bucată cu bucată, așa cum face acum Ludovic Orban cu majoritatea parlamentară. Noi avem 96 de parlamentari, guvernăm cu 233. De asta aștept majoritatea parlamentară din 6 decembrie. De asta e important examenul de pe 27, în care noi ajungem de la 7 președinți de Consiliul Județene la mai mult decât dublu, adică spre 20, dacă nu chiar mai mult de 20. E foarte important pentru baza electorală și pentru bătălia din toamnă. Dar revenind la întrebarea noastră, ca să nu o colesc, consider în continuare că traseismul este o boală care trebuie stârpită, închisă în societatea românească, pentru că va distruge orice partid politic. Nu e sănătos. Pot să înțeleg, domne, că odată e ca la în căsătorie. Poate n-ai noroc, poate e nepotrivire după 5 ani, un an, nu e de dorit, că nimeni când se căsătorește, nu se căsătorește, se despartă. Dar dacă se întâmplă, mai e o șansă pentru unul sau pentru altul sau pentru amândoi să-și găsească mai binele. Sigur că eu sunt un fericit, n-a trebuit să fac pasul ăsta, mulțumesc la Dumnezeu. Dar poate se întâmplă, asta nu înseamnă că a doua sau alții chiar a treia oară, totuși să ne ajungi ca tăricianul totuși la a cincea, șasea oară să-ți toți cauți fericirea și bucuria, că atunci pari mai ciudat așa, pari mai de altă, ești caracterizat altfel. Dar așa e și cu oamenii ăștia, dacă au pornit într-o direcție și s-au gândit ei, dom'le, cred că totuși e mai bine. Întrebarea e, toți cei care au venit spre noi în administrație, în deputați, senatori sau în primari, vor rămâne, adică au îmbrățișat și valorile și istoria noastră liberală, sau atunci când ne-o fi greu. Că acum ne e bine. Noi suntem în perspectiva a 4 ani sau poate 8 ani de guvernare liberală. E simplu, acum e plăcut să vii spre noi. Dar oamenii ăștia atunci când Marcel Robanescu era cu controlele în cap, cu presiunea prefectului, președintelui de Consiliu Județean, premierului și miniștrilor și instituțiilor statului pe el, a rezistat. Unii n-au rezistat. Dar cei care atunci urlau împotriva lui Klaus Iohannis, a PNL-ului, a celor care am fost în stradă la UG13 sau pe 10 august și care atunci erau în altă parte. Oare oamenii ăștia nu vor face trecerea în sens invers, adică vor reveni acolo și vor să zică că au avut o rătăcire? Asta mie mie. Și apropo, știți ce s-a întâmplat astăzi cu dosarul 10 august? Am înțeles că a ajuns la Tribunalul București. Da, printr-o decizie. Da, a ajuns la Tribunalul București. Cum vi se pare asta? S-a închis, s-a dijuns, eu vă spun ceva. S-a separat în două părți. Dosarul 10 august este hârtia de turnesol, este examenul pentru magistrații și pentru puterea judecătorească din România. Eu am spus-o ca un om care am apărat independența justiției, că atunci când era sub un asediu constant și când nu știam cine câștigă bătălia, Dragnea cu Nicolicea, cu Iordache, Codrin Ștefănescu sau partea europeană normală de democrație și de funcționare ca a puterii judecătorești prin independență totală. Și am fost atunci acolo, am fost alături de ei. Dar eu o spun la fel tocmai pentru că am dreptul să fac asta, pentru că mi-am riscat viitorul familiei mele, a copiilor mei și al meu personal atunci. Când am fost în stradă, când mă luptam la baionetă cu Dragnea și puterea lui discreționară. Dacă judecătorii, dacă procurorii și judecătorii nu vor înțelege că rezolvarea cazului 10 august ține de însăși credibilitatea sistemului de justiție din România, riscăm ca încrederea în sistemul de justiție să se piardă definitiv. România au văzut ce s-a întâmplat cu dosarul Revoluției, au văzut ce s-a întâmplat cu dosarul 1315, piața universității, 13-15 iunie 1990. Dacă nu vom înțelege că acest examen, 10 august, 850 de plângeri, 846 de plângeri, părți vătămate, imagine mult mai multe decât am avut la Costești,
decât am avut în 13-15 iunie, decât am avut la Mineriada din 91 sau 99. Noi avem astăzi imagini pentru că fiecare român a filmat, a fotografiat. Și jandarmerie și atât. Da, dar unii dintre ei s-au pensionat, alții dintre ei au fugit. Exact. Paraschiv, fantoma albă cu nonșalanță, face plângeri împotriva mea și a lor Oreste Teodorescu. Acum face plângeri împotriva noastră și ne cheamă la CNA cu un tupeu de nedescris, fiind protejat în continuare acest individ. Dacă judecătorii și procurorii nu vor înțelege că trebuie să rezolve acest dosar ca să înțelegem ce s-a întâmplat atunci, pentru că democrația românească a fost pusă într-un pericol mortal pe în acea zi călduroasă de 10 august, toridă, atunci riscăm ca la nivel public, mai avem un caz portocală, mai avem nu știu ce caz care arată derapaje în sistem, pentru că, vedeți, există 4.800 de procurori, din care probabil 4.500, 4.600 sunt persoane onorabile, sunt persoane extrem de... Există 7.000 de judecători. Nu toți judecătorii eliberează pe pedofili, infractori sau interlopi. Dar există unii care o fac, care eliberează. Nu toți procurorii sunt portocale, dar ar fi 1, 2, 3, 10, 20 care au făcut și altfel de locuri. Vedeți, imaginea corpului judecătoresc sau întregilor magistrați nu poate fi analizată prin prisma acestora. Dar persoanele de acest gen trebuie să eliminate. Cazurile de tip închidem dosarul 10 august fără nicio explicație creează nervozitate în societate și impresia de nedreptate perpetuă. Și lucrul ăsta e foarte periculos însă și pentru încrederea în funcționarea democrației într-un stat. Da. Nu mai avem foarte mult în această emisiune. Din păcate, și, pentru că la audiența care o aveți o să mai vin aici, că uneori la televiziune naționale nu primesc atâtea mesaje. Ei, bata, când erați la realitatea primeam. La realitatea primeam, dar eu făceam o audiență uriașă, credeți. Vedeți că, cum mari, îl cheamă, astăzi... 3-4 puncte. Astăzi a anunțat, cum îl cheamă, uite că am un lasus acum, plecase de la Europa FM la USR. Moise a anunțat că se întoarce. A stat 9 luni la USR Plus. Da. Și n-a rezistat foarte mult. Vreau să vă fac o dezvăluire, uite, parcă o să citeze presa națională. Pentru că pe Marcel au auzit oamenii, omul ăsta chiar merită să câștige un nou și va face lucruri grozave, având și parteneri acum, nu? Nefiind sub presiunea celorlalți și având parteneriat cu puterea de la București și cu Bruxelles. Ei, eu vă spun o chestiune, e complicat rău în politică, e mult mai complicat decât credeam și sunt mulți crocodili, domne, dacă nu ești atent, permanent, dar dacă nu ești atent, permanent vine cât un crocodil. Știți că ăștia sunt ultimii dinozauri rămași pe pământ cu Plato, așa, mașini de război, așa. În politică sunt mulți crocodili. Dacă nu ești foarte atent, bați, dispare o bucată din picior și adică te schilodesc cu mare ușurință personajele astea. Problema lor este că eu sunt complicat rău, sunt o stâncă grea. Și unii au încercat de câteva ori să mă dea peste bord, așa, dar și-au rupt dinții. Deci e greu cu mine. Mai am multe de spus și nu plec înapoi. Moise a plecat. Foarte bine, îi doresc succes. Eu vă spun ceva, chiar dacă regret și iubesc meseria asta și o să o iubesc până cât mai am ochii și văd lumina cerului pe pământul ăsta, și de-aia voi respecta pe toți jurnaliștii, chiar și pe cei care mă critică, eu nu plec din politică. Voi face carieră mult mai mult decât am făcut. Asta avis celor care se uită la mine și sper, care speră să mă enerveze atât de mult și să mă exaspereze încât să zic, gata, domnule, rămâneți voi. Na. Nu. Am venit, dacă am rezistat eu cu Dragnea, înainte cu Ponta, apropo de Ponta, că a fost deputat pe aici pe la dumneavoastră, am rezistat eu la Cluj când era Pascanin, stăpânul Clujului, am avut, credeți-mă, că cu ăștia la alții mănânc la mic dejun. Din păcate, știți câte mandate de deputat a avut Ponta la Gorj? 4, din care 4 ani a fost premier. Și în 4 ani a fost de 5 ori. Pare rău. Cum? Pare rău. Dar vă spun ceva. De 5 ori prezent. Boc a fost 4 ani premier. L-am înjurat unii. Cred că ia 75% la Cluj. Pentru că a venit și a ridicat într-un mod fabulos Clujul. Klaus Iohannis. Sibiu până la Klaus Iohannis era un oraș prăfuit, trist, ce a putut să facă omul. Alba, că tot îi place cu această comparație, că e similară ca număr de locuitori și ca forța. Da. Păi vreau să vă spun ceva, până la Mircea Haba,
ferească Dumnezeu cum era orașul ăla. Eu sunt dintr-un orașel mic, eu nu sunt, toată lumea zice clujean. Eu m-am mutat la Cluj, eu am copilărit, m-am născut, am copilărit, am făcut școală. La gura Pomorului, nu? Ogna Mureș, a, la Ogna Mureș, pardon. În Alba. Da, da. Un oraș de 20.000, 22.000, cum sunt atâtea în Gorj. Și uite că Dumnezeu m-a ajutat și de la Ogna Mureș m-am dus. M-am dus și la Olimpiadă, și la Olimpiada Națională, m-am dus la Cluj unde am reușit, de la Cluj am venit la București și acum să știți că le dau frisoane și la Bruxelles. Nu stau așa, nu sunt parlamentar care dorm. Când sunt în Parlamentul European, acum se termină campania să mă pot întoarce, că mai mult umblu prin țară. Apropo, cum vă înțelegeți cu europarlamentarii PSD? La Bruxelles vă spun ceva, o să rămâne șocat. La Bruxelles suntem români și sper să introduc ce în chestiunea asta extrem. La Bruxelles nu există socialiști, liberali, populari, Renew. La Bruxelles și pe câteva chestiuni majore, pot da exemple de 3-4 chestiuni, am fost români cu toții și sper să rămânem cu toții. Cu domnul Traian Băsescu, cum vă înțelegeți? Care? Cu Traian Băsescu mă înțeleg fabulos. Am avut procese cu Traian Băsescu ca jurnalist, iar acum Traian Băsescu ați auzit. Nu vrea să apară la B1 al altăieri decât dacă intru eu, dar în rest nu accepta pe nimeni. A spus că n-ar fi candidat la primăria Capitalei dacă candidat era Rareș Bogdan. E în subordinea mea, cum îi place lui să spună, eu nu-mi permit să spun așa ceva. Eu sunt liderul delegației PPE, dânsul cu Tomac, sunt membrii PPE cu partidul lor, Mișcarea Populară, și sunt în cei 14, vă dați seama că e Traian Băsescu acolo, care îl respect, a fost președinte de stat, și doi europarlamentari de la UDMR. Deci vă dați seama cu mine. Și plus foști miniștri, Blaga, foști primari, și eu am fost ales democratic, liderul lor, sunt liderul delegației europarlamentarilor români. Dar important este că nu doar cu Traian Băsescu sau ceilalți care ar zice, dom'le, sunt conflict, ne înțelegem foarte bine. Sunt într-o relație și discut chestiunile ce țin de România și cu ceilalți, de la socialiști sau de la Renew, cu Dacian, da, și cu ceilalți. Bănuiesc că are o expunere uriașă că a fost de stat, fost șef de stat acolo. Noi suntem membri amândoi în AFET, acum a ieșit profesor Vlad Nistor și AFET e cea mai prestigioasă comisie, eu sunt și în Comisia de Drepturi și Libertăți în LIBE, dar sunt și în AFET, dânsul plin cu Vlad, eu sunt supleant. AFET este Comisia de Politică Externă, unde sunt fost șef de stat, de guvern. Cred că eu sunt singurul fost jurnalist doar în această comisie prestigioasă, dar oamenii ascultă. Dacă vii cu argumente, vedeți, oamenii ăștia care au avut funcții importante, ascultă, te lasă să vorbești. E interesantă politica asta, comisia... dar mie îmi trebuie un pic mai multe. Da. Și mai e la ITRE, unde e președinte un român, și de asta le spun oamenilor. Dom'le, comisia ITRE e importantă, e comisia de industrie. Acolo e președinte Cristian Bușoi, colegul meu și Oltean. Da, dar sigur că va face tot ce poate Cristi, împreună cu Marijan, împreună cu Vasile, împreună cu Siegfried, cu Dan Motreanu, pentru ca Gorjul, Oltenia, să nu se prăbușească din punct de vedere investițional și din punct de vedere al chestiunilor legate de mineri. La Comisia de Drepturi și Libertăți să nu uita și presa. De fiecare dată. V-am spus că am o dragă, chiar dacă pun, nu o să mă întorc ca Moise, da, îi urez mult succes și mă bucur că va fi un om care va asculta în continuare păsurile oamenilor la Europa FM, dar eu v-am spus, am intrat, ar fi simplu să mă întorc și să spun, domne, mă dau bătut, dar vă spun ceva. Nu plec. Am înțeles. Mai am multe de făcut. Am intrat ca să schimb lucruri și le voi schimba. Chiar dacă e mai greu decât am crezut. Da. Mai avem ceva vreme. Am un tir de întrebări pentru final, pentru domnul Rareș Bogdan. Nu uit și nici... domnul Romanescu, că și el candidează. Da. Eu nu candidez. Nu uit nici de ce mă întrebați. Dacă îmi zicea, veneam să candidez în parteneria la președinția Consiliului Județean. Am ceva foarte, și foarte... Și plecam, uite, pentru președinția... Uite, domne, făceam o chestiune, cum face Emil Boc cu Alin Tișe, cum face George Scripcaru cu Adi Veștea, cum face Ion Dumitrel, cum a făcut cu Hava și acum o face cu Paul Voicu, sau Cionca de la Arad cu viitorul primar, a făcut-o cu Falc, acum cu Bibaț, domnule, mi-ar fi plăcut, uite, vă spun cu sinceritate, uite, găseam o modalitate pentru care plecam, nu trebuie să fiu nici ministru, nici că tot mă dau ăștia, avem prim-ministru, Ludovic, ce mă tot, eu vă spun ceva, eu veneam, dacă mă chema Dan, uite, trebuia să zică Vâlceanu, acum să uite la noi, trebuia să zică, băi, Rareș, nu vii tu cu Marcel, că și așa sunteți prieteni și îl susții atâta să candidat, aș fi venit și mă băteam cu el să câștigăm județul. Și vă spun eu că făceam lucruri grozave. În parteneriat cu Marcel, schimbam fața județului Gorj. Vă spun cu era un pariu pe care îl câștigam. Mă duceam din casă în casă, vorbeam cu oamenii, sunt convins că înțelegeau că vin cu un alt
cu o altă perspectivă și cu altă energie, Marcele, făceam echipă la Gorj. Da. Chiar dacă eu sunt ardelean, veneam în Oltenia. Pentru Brâncuș în primul rând. Vă întreb de asta. Domnule primar, e ultima săptămână de campanie, nu știu dacă mai ne mai vedem în vreuna din serie, este foarte posibil să ne vedem chiar la finalul săptămânii. Joi sau vineri seara, nu știu cum a făcut programările Claudia, șefa noastră de aici de la TR3. Aveți voi și vinerea să faceți, da? Da, vinerea ultima zi. E ultima zi de campanie. Ultima zi. Deci joi sau vineri posibil să ne întâlnim și cu domnul primar la una din emisiuni, ori la Măruță, ori la Irina Stoian aici. Ce credeți că se va întâmpla în ultima săptămână? Simțiți că vor fi altfel de atacuri? Va decurge altfel campania electorală? Și ce e definitoriu pentru dumneavoastră în relația cu târgujienii? Alegerile în momentul de față au un rezultat. Este clar. După cum simt populația, cel puțin din municipiul Târgu Jiu, dar recunosc că rezultatul va fi extraordinar și la Consiliul Județean, pe Partidul Național Liberal. Lumea pe stradă, am văzut eu, l-oprește lumea pe stradă. În ultima săptămână lucrurile nu se mai pot schimba. Sunt sigur că pregătesc mizerii, așa cum au pregătit și în toată această perioadă de campanie. Eu însă voi continua drumul și întâlnirile cu cetățenii municipiului Târgu Jiu. Așa am abordat această campanie, așa am abordat-o și în 2017. Da? Și aici revin la un subiect pe care îl discutați cu domnul Rareș Bogdan. Mi-era mult mai confortabil în 2017 să candidez din partea Partidului Social Democrat, chiar dacă eram liberal convins, știind că am un guvern în spate, că am un președinte de Consiliu Județean, că am o majoritate în Consiliul Local, dar am plecat pe un drum, pe un drum care îl cred și în momentul de față ca fiind drumul cel mai corect. V-am spus, vreau să mă uit spre localitățile mari conduse de Partidul Național Liberal. Nu mă pot regăsi niciodată în politica făcută de reprezentanții Partidului Social Democrat, care e adevărat, s-au axat foarte mult pe măsurile sociale. Și îmi doresc la un moment dat ca viitorii noștri parlamentari, cei care ne vor reprezenta în viitorul Parlament, să facă în așa fel încât să asigure mai multă, cum să vă spun, mai mult sprijin oamenilor chiar în nevoie. Acum, de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, trebuie să recunosc că prin lege s-a consfințit un drept, e considerat un drept, pentru persoane care au posibilitatea să muncească, dar nu o fac. Și aș prefera să văd persoane cu probleme de sănătate ajutate, aș prefera să văd bătrâni care nu mai au posibilitatea să facă ceva ca să suplimenteze veniturile. Dar oameni la 30 de ani, la 40 de ani, la 20 de ani, care sunt în deplină maturitate și pot să exercite o activitate, trebuie să facem în așa fel încât să-și găsească un loc de muncă. Da? Acum revenind la ceea ce vă spuneam. Proiectul meu este legat de cetățeanul din Târgu Jiu, nu de campania celorlalte formațiuni politice. După cum ați urmărit ultimele 30 de zile, singurul subiect a fost Marcel Romanescu. Toți contracandidații au avut un singur subiect. Marcel Romanescu. Chiar dacă n-am fost nicio emisiune, primarul în funcție, chiar dacă n-am fost haideți să discutăm un lucru. E puternic. În cei 30 de ani ai municipiului Târgu Jiu post-revoluționar, primarul Marcel Romanescu a condus acest oraș 3 ani, în cei 30. N-am văzut niciun contracandidat discutând de ceilalți 27 de ani. Eu pentru cei 3 ani de zile am venit cu un raport, le-am prezentat cetățenilor municipiului Târgu Jiu ce am făcut în cei 3 ani de mandat. Mult sau puțin vor aprecia pe 27 atunci când vor merge la vot. Dar perioada aceasta e o experiență de 27 de ani PSD și 3 ani PNL sau cu primar al Partidului Național Liberal. Da. Îmi voi continua acest parcurs și cu garanțiile pe care astă seară le-ați primit de la prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal și nu numai, voi avea permanent sprijinul viitorului partid și actualului și viitorului partid de guvernare. Sunt convins de acest lucru, v-am spus, sunt doar 9 luni de zile, iar în Târgu Jiu 9 luni de zile au fost aduse aproximativ 50 de milioane de euro doar prin hotărâri de guvern, ceea ce nu-i puțin. Da. Ceea ce nu este deci puțin. Gândiți-vă că l-aveți pe Marcel Romanescu cu viziunea, cu forța lui în parteneriat,
Îl aveți pe Dan, pe Vulceanu, care e foarte influent la nivelul partidului și la nivel guvernamental, chiar dacă nu a intrat în echipă guvernamentală efectiv. Și de asemenea aveți o echipă întreagă, plus un ministru al energiei la doi pași care știe foarte bine problemele din Gorj. Iar eu am toată înțelegerea și toată deschiderea. De asta îi rog pe toți. Dom'le, ajutați-l pe Marcel Romanescu să aibă și majoritatea în Consiliu. El a făcut lucruri grozave având 4 consilieri. Dați-i majoritate în Consiliu, adică oamenii să aibă încredere și în lista de consilieri. Ajutați-l într-un parteneriat cu președintele Consiliului Județean, care să aibă, să câștige. Ce frumos ar fi să facă un parteneriat fabulos, exact după modelul celor pe care vi le-am spus, de la Arad, de la Alba, de la Brașov, de la Cluj, tocmai pentru dezvoltarea județului și, sigur, Consiliul Județean, plus primării în județ. Pentru că, vedeți dumneavoastră, singur e greu, e foarte greu să faci. În echipă, întotdeauna, asta am învățat în politică, că singur nu poți faci mare lucru, chiar dacă ești vedetă publică, dacă ești cunoscut, ai încrederea oamenilor, îți trebuie echipă. Nu poți să faci nimic singur, pentru că asta e. Până și Dumnezeu a avut nevoie de apostol. Domnul Matei, exact ceea ce am exprimat și în cei 3 ani de zile. Îmi doresc de la viitorul președinte al Consiliului Județean să țină cont de modul în care am accesat fondurile europene. Eu mi-aș dori că atunci când se împart, eu n-am primit nimic. 3 ani de zile de la Consiliul Județean n-am primit nici măcar un leu. Când se făceau repartițiile, deși dețin 33% din populația județului Gorj, 33. Și mai mult decât atât, în Târgu Jiu ajung încă 5 sau 6%, mă refer la elevii care sunt astăzi cazați în căminele pe care le-am modernizat pe perioada mandatului meu. Dar lăsând la o parte lucrurile acestea, mi-aș dori ca viitorul președinte al Consiliului Județean, din calitatea de viitor primar, măcar să asigure cofinanțarea pentru fonduri europene, care este extrem de importantă. Și în felul acesta ar putea crea o competiție între noi primarii. Eu dacă știu că acei 2% pentru proiectele mari, cofinanțarea este de 2%. Este o normalitate ca să primesc de la Consiliul Județean contravaloarea acelei cofinanțări de 2%. La 70 de milioane, să știți că și acei 1.400.000 pe care eu ca autoritate trebuie să-i asigur pentru următorii 4 ani de zile, se văd foarte bine în bugetul Suntem local. La final, am depășit deja. Domnule Rareș Bogdan, ultima întrebare. Am, și uitați, amintesc chestiunea asta, chiar îmi notasem aici, încă 6 localități din Gorj au fost incluse în lege, în legea care prevede reducerea cu 2 ani a vârstei de pensionare a cetățenilor din zonele afectate de poluarea remanentă, adică dacă au locuit 30 de ani în aceste zone sau pe o rază de 8 km în jurul acestora. Și m-au întrebat telespectatorii pe aici și le-am rămas dator într-un minut, dacă puteți concentra declarația dumneavoastră cu privire la pensiile speciale. Da. Pe data de 28, aici e o chestie, poate de asta am și reacționat, nu mă caracterizează în niciun caz să vorbesc așa cu o doamnă, fie ea și Renate Weber, dar am reacționat extrem de nervos, pentru că umblând prin Prahova și prin Ialomița, în ultimele zile sau prin Neamț, oamenii mă întrebau legat de pensii speciale. Domnul Rareș, și am avut încredere, avem în dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu pensii? Păi vă spun ce s-a întâmplat, că de asta am avut reacția asta foarte dură la adresa Renatei Weber, care sigur putea fi mai cuminte ca și construcția frazelor și fără să folosesc cuvinte atât de dure, dar în esență reacția e simplă. Pe 28 ianuarie, datorită promisiunii pe care am făcut-o oamenilor în campania de la europarlamentare, la solicitarea mea, a lui Florin Roman, a lui Dan Vâlceanu, a lui Robert Sighiar tău și a celorlalți colegi liberali, s-au tăiat pensiile speciale pe 28 ianuarie. S-au tăiat pensiile speciale în Parlament. Noi având 96 de parlamentari, Parlamentul având nevoie de o majoritate de 233. A fost complicat, s-au negociat, dar pensiile au fost tăiate, inclusiv cele ale magistraților, care nu intrau în proiectul inițial și în promisiunile noastre. Ne-am spus, trebuie să. Și am reușit pe 28 ianuarie. Bucurie mare, poate și amintesc cu niștirea respectivă, legea a plecat la promulgare la președinte. Deci promisiunea mea cu privire la tăiere a fost îndeplinită de către colegii mei din Parlamentul României. A treia zi după ce am tăiat în Parlament și ne-am bucurat cu toții că am reușit chestiunea asta, doamna Renate Weber, omul pus de Liviu Dragnea și de Călim Popescu Tăriceanu ca avocat al poporului, după un alt avocat de tristă amintire, Ciorbea, Victor Ciorbea, ce s-a trezit să facă? Să sesizeze Curtea Constituțională, astfel încât legea, în loc să ajungă la promulgare, la publicarea Monitor Oficial și apoi la punerea în
scenă, da? Deci la tăierea pensiilor, s-a blocat. Pentru că a făcut sesizare doamna Weber pe o aberație la Curtea Constituțională. Din cauza COVID nu s-a discutat la 30 de zile cum ar fi trebuit, ci s-a discutat sesizarea făcută de doamna Weber abia pe data de 8 mai. Când 8 din 10 judecători ai curții, din 9 judecători ai curții, de altfel deținători de pensii speciale, au considerat că legea e neconstituțională și nu s-a pus în aplicare. Dar noi am votat, promisiunea ne-am ținut-o, greu, negociind, am reușit. Nu ne-am oprit. Împreună cu Florin Roman, liderul de la Camera Deputaților, și Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, și Pavel Popescu, am făcut mai mult decât atât. Am venit și am zis, da, ne-ați considerat neconstituțională, venim cu impozitarea de 95%. Acum, doamna Weber a venit și a atacat și această lege, fără nicio explicație. Ei, pe data de 24 septembrie, Curtea Constituțională trebuie să se exprime cu privire la sesizarea făcută de doamna Weber a doua oară. Acum, sigur că în orice caz, oricât de nervos suntem, oricât de supărați, oricât de jigniți, oricât, nu trebuie să folosim cuvinte grele și găsim cuvinte în limba română atât de frumoasă, suficient de dure, fără a jigni pe cineva. Poate cuvintele folosite de mine în postarea de pe Facebook au fost prea radicale și regret limbajul, vă spun cu sinceritate. Dar supărarea mea pentru doamna Weber rămâne. Pentru că oamenii care v-au scris dumneavoastră acum și zecile de mii care ne urmăresc sau sutele de mii care așteptau sau milioanele care așteptau o dreptate în țara asta, că eu nu ceream să iau nimănui nimic, ceream pur și simplu ca pensiile să fie plătite pe bază de contributivitate. Da. Nu s-au întâmplat, cine-i vinovat? Sigur că vinovată este doamna Weber și judecătorii, dar până la urmă nouă ne trebuie majoritate să rezolvăm pe aia. Pentru că e o ambiție la care eu nu renunț. E o promisiune făcută oamenilor și o chestiune de normalitate. Dom'le, până la urmă nu suntem toți la fel, nu toți muncim, hai să fim, nu unii să aibă 4 pensii cumulate și alții sărmanii să trăiască cu 700 de lei sau cu 600 de lei. Nu-i normal. Dar repet încă o dată pentru cei care nu au fost atenți. Pe 28 ianuarie, și rog să caute, Parlamentul României, la inițiativa PNL și cu votul senatorilor și deputaților PSD, au tăiat, PNL au tăiat pensiile speciale. Da. Deci noi am tăiat pensiile speciale. A venit doamna Weber și ne-a blocat aplicarea legii. Mulțumesc mult de tot. Eu ultima mulțumesc. Întrebare. Care va fi rezultatul la București? Va câștiga Nicușor, Dan, și vor câștiga minim 4 din 6 primari, dreapta. Sigur că e o bătălie dură, e o bătălie pe mobilizare, dar eu am spus, PNL va lua un scor istoric. Vom avea, astăzi avem 7 președinți de consilii județene, vom avea minim 17-18, putem avea și 22 și 20, iar scorul politic a fost ultima dată 31,8, de data asta, iar la europarlamentare 27%, noi vom avea un scor la locale mai mare decât scorul pe care îl avem acum în sondaje dacă ar fi alegeri parlamentare. Deci vom avea un scor politic care, părerea mea, și nu vreau să mă hazardez foarte mult, dar rămâne înregistrat, va fi peste 35% la alegerile locale pentru Partidul Național Liberal. Vom fi primul partid din România. Mulțumesc mult de tot pentru că ați fost în această seară alături de mine. A fost domnul Rareș Bogdan, europarlamentar, prim vicepreședinte PNL, și domnul primar Marcel Romanescu. Mulțumesc. Candidatul PNL pentru un nou mandat la funcția de primar. Domnule primar, ne mai vedem săptămâna viitoare. Dacă nu, vă urez succes de pe acum și dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan, în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă mai aștept la Târgu Jiu. Nu uit nici de Valea Jiului, nu uit nici de Târgu Jiu, nu uit nici de CNL-ul. E important. Asta, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată. Urmăriți programele Tele3, urmează știrile acum. Ne revedem luni cu toate emisiunile A Patra Putere și Dilemele Zilei cu Eugen Măruță. Toate cele bune!